profesor, ce învățăm astăzi? Da! Hai, pune-le! Ce bunicu! Îmi doresc să mășe, că stai așa. E să mășe. Salut, dragi prieteni! Astăzi o să fac un vlog foarte deosebit. Eu am văzut la toți oamenii că fac vloguri despre cum se frezează motoanei. În ultimul rând, Patrick mereu lasă păr peste tot și ne-am gândit să îl tundem. Normal! Dacă așa. Gata, l-am tuns. Un vlog foarte haios. Avem mașină de frezat, asta Cătălin pentru tata, dar noi nu aveam mașină specială pentru motan, dar asta tot frezează. Mama mai întâi s-a antrenat puțin la burtică și acum o să tundem tot. Hai să începem distracția. Yeeey! Asta vreau să-i cam prea mare și nu puteam să vedem. Să rup prima să mă ajut și ce puțin. Haideți să începem. Zi, începe. Patrick, tu ai vrut-o. Cu părtă. Nu mă știu, tu. Începe așa, deci. Un bumbuș, am o aminu, ce chemi. Aici. Eu parcă am rămas urpuia de aici. Da. Eu nu spal, eu pe dâsul gădere și eu sunt foarte plăcut. Gata, m-am dat-o fix cum l-am dus eu. Hai să-l. Patrick, azi când mă dat tu. Nu m-am. Să fie cald, pentru că afară este vară. Și foarte recoarci bine așa. Să mâine nu vreau să te faci. Ce faci? Să-ți părul lor. Și să fie cald primul în ăla. Dar poți să-l ții tu. Copiii, eu puțin azi continui și eu. Doamne, padre, nu. Mi-a dat-o un ochi. Scuze, mamă, dar nu vă scăpat că e ceasul speriat pe ceasul. Bravo. Îmi tremură mâna. Așa, așa. Ia, ce bravo. Copii, acum fără ceva. Am un peptene special, el așa se ține. Domnul copii, este tot părălaia lui Patrick. Toam de păr, mă, că toată lumea se poate juca cu dânsul. Asta nu știți în Patrick, fii cu mintea. Așa e Patrick, da? Și la cușă să fie așa. Pilșoasă să fie. Lângi capul, pot să fac și un folar de aici. Asta e tot părul lui, uitați, că asta e tot părul lui, e că e părul lui, uitați, dă-i copii! Domnul, păr are în mea cap. Copii, știți că eu acum asta e ce zi, oamenii noastre, te sunt toate astea așa de obraznic. Patrick! În cutiuța asta sunt toate ingredientele. Ce ingredient? Accesorii. Accesorii pentru... Asta e perița lui de dinți.
Apa, da, tu de când nu ți-am spus la dință. Hai să spunem de spus. De faci troc și tu. Te-ați fapt loc prins pe tata. Asta mama am tata, uitați-vă pe tata. Se stătă aici, se concentrează așa. Și mama cel mai tare concentrează. Da, copii? Deci nu înțeleg de ce el face așa ca scandal. Uitați-vă, că el nu vrea să poți... Gata, mamă, gata. Tu știi că ea merge ce arec. Copii, eu cum o să filmez recul, voi o să vă uitați cu noi aici în freză. Eu mă măsuriți acolo pe fermițele la negru și acum o să... Da, și o să... Dar acolo merge recul? Da, merge. Hei! Ia că așa l-am atins pe mână. Copii, uitați cu tot alții. Dați-mi o idee ce să fac eu cu părul ăsta. Scrieți-o în comentarii, vă rog. Yeah. Ați transpirat? Yeah. Așa. Treci pe părul ăsta acolo și strageți conspiratorul. Revenit în continuare la frezatul Patricului. El s-a odihnit. Trebuie să lăsați motanul cam o oră să se odihnească. Nu a rămas mult, a rămas doar un piciuș așa. Bine, hai să continuăm. Mama mi-a tot mi-a dat de lucru. Când mama se frezează și nu cade tot părul pe el, eu o să-l dau cu petele și o să cadă. Mi-a tânsut, am întâi dus să-mi ia aici. Cam ăsta a fost videoclipul, adică video-ul de astăzi. Și a fost cam complicat să-l frezăm pe Patrick. El e mega fericit pentru că a scăpat de blana lui călduroasă. A fost foarte greu să-l frezăm cu mașina lui tata, dar mama poate să comande o mașină pentru special motan și o să facă frezură de profesionist. Gidim! Ia ca, uite ce ai făcut! Este ca spiatul meu! Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, un share, ca să vadă și prietenii voștri și să vă distrați pe canalul meu de YouTube. Pa! Pa, pa!